Hei, salutare, abonații mei, bine v-am regăsit într-un vlog frumos. Astăzi facem un vlog în care facem două lucruri deodată. Vă și învăț cum să dați strike, asta în caz de cineva vă copiază contentul. Iar doi, îmi fac curat pe canal, iar cei care au copiat fără voia mea și au copiat degeaba sau au înregistrat și au repostat foarte prost înregistrate piesele de la mine, adică le-am înregistrat cu aplicații aiurea și gratis, le voi șterge. O să facem împreună acest vlog frumos. Fac o captură acum a ecranului și o editez eu. Înregistrez cu Logitech C920. E o cameră foarte bună de streaming. Iar pentru vloguri am mai multe camere, printre care și această frumoasă Sony AX33. Vedeți că e foarte șmecheră și are un gimbal. Eu mi-am pus un pufulete gen o pisică moartă aici pentru vânt. Când bate vântul nu se mai aude absolut deloc. Și e foarte șmecheră această cameră. Ia priviți, se deschide singură și vedeți că acest obiectiv se mișcă independent. Deci aveți impresia că e forță pus așa pe niște rulmenți. Ajută foarte mult când alergați și e foarte șmecheră camera asta. Dacă puteți să puneți mâna pe ea, ar fi... E un pic cam grea, dar ia uitați ce baterie folosesc. Vedeți cât de mare? Mă ține 6 ore, fraților. Nu mai zic că deja are un an și ceva, dar dacă aș cumpăra o baterie nouă, a ei e până aici. Deci uite, până aici, e foarte mică. Și țin să vă reamintesc că ne apucăm de sală de luna viitoare. Deja sunt eu așa foarte puțin format. Ia priviți aici ce mușchi am făcut la... Parcă zici că e rupt, dar e un mușchi pe care l-am câștigat de la flotări, pur și simplu, vedeți? Deci cât de cât sunt definit, foarte puțin. Nu zic că sunt eu forță, dar vreau să-mi fac un pic, să mă conturez un pic. Pe cum observați, mi-am luat, vedeți ce umflați sunt. Deci foarte multă lume mi-a spus: frate, tu faci sală? Nu, frate, am făcut și eu câteva flotări. Iau niște, vedeți, și tricepsul arată binișor. Da, gata că m-am dat mare prea mult. Ok, hai să intrăm pe vlog. Sincer, nu-mi place să dau strike nimănui. Știu că unii ați muncit foarte mult pentru canalul vostru. Ok, haideți să începem. Deci, apăsăm aici un plus, vedeți? Bineînțeles, luați această pagină drept exemplu, pentru că eu o să filmez de pe pagina aia. Deci, deschideți o filă nouă și pur și simplu intrați aici. Eu am selectat această pagină ca să mă ducă exact la pagina studioului beta. Vedeți, studio beta. E foarte simplu, dacă dați click aici pe contul dumneavoastră, o să găsiți o iconiță care vă duce exact la pagina asta. Mai ales dacă sunteți pe vechiul studio de creație, gen aici. Dacă vă aflați aici și pagina se vede exact ca asta, apăsați aici, încearcă studio beta, da? Intrați aici și vă duce exact la pagina asta. Exact aici, dacă cumva nu aveți așa ceva, scrie drepturi de autor. Trebuie să faceți la YouTube o cerere. Eu, când dau click pe drepturi de autor, îmi arată exact așa. Adică, YouTube mă anunță, durează câteva secunde, indiferent dacă e viteza maximă de internet, YouTube mă anunță dacă cineva mi-a copiat creațiile mele. Se poate întâmpla ca YouTube să nu le găsească, vedeți, și avem aici destul de multe. Se poate întâmpla ca YouTube să nu le găsească, iar dacă YouTube nu le găsește, o să vă arăt imediat, deoarece nu mai fac alt episod cum să dau strike, acesta este singurul, așa că luați aminte și uitați-vă foarte bine. O să vă arăt eu aici, la ajutor, întrebări frecvente, formularul web privind drepturile de autor. Aici o să dați click pe nu sunt robot, asta în caz de ați găsit pe cineva care v-a copiat videoclipul sau creația, iar acest instrument, drepturi de autor, nu l-a descoperit, nu întotdeauna îl descoperă, dar să știți că mie mi l-a descoperit pe astea, ia priviți aici, 2017, deci din 2017 a găsit-o, deci o să vorbim în două secunde despre asta, vedeți? Mi-a folosit 90% din videoclipul meu în videoclipul lor. Mai e o chestie unde mi-a folosit doar 10%, deci vă dați seama, și 5% și 1% dacă îmi folosește cineva în videoclipul lui o poză de-a mea, de oriunde, YouTube mă anunță. Asta e șmecher. Haideți să revenim aici. Deci, această pagină o vom folosi la sfârșit, după ce voi face curat pe pagina cu drepturile de autor. Imediat o să vă arăt de ce. Pentru că aici puteți să raportați încălcarea drepturilor de autor. Exact, eu asta îi dau de fiecare dată. Dar despre asta o să vorbim imediat. Uitați-vă și fiți atenți la tot videoclipul, la tot acest vlog. Ok, ce avem aici? Nick Cassin e prietenul meu, iar eu am postat o melodie cu el. O vedeți aici. Aceasta este pe canalul
meu. Nu aveți cum să vedeți deoarece e poza mea aici, dar nu asta contează. Contează că e pe canalul meu, aici jos, găsiți denumirea vlogurilor, denumirea originală și melodia în sine, linkul care vă duce la piesa voastră. Deci asta mă duce pe canalul meu, asta de jos. Iar cea de sus mă duce pe canalul lui. Deci eu dacă îi dau dreapta și deschidere link într-o altă fereastră, ia să vedem ce avem aici. Pe planetă sunt multe conspirații. Vedeți? Deci mă duce la el pe canal. Observați? Și chiar vă rog să vă abonați și la el, să facă și el 50.000, chiar 100.000 anul ăsta, pentru că e prietenul meu și e foarte forță. Deci ne duce pe canalul lui. Ok, și vedem ce și cum. Pe mine nu mă interesează în primul rând cine mi-a copiat piesa sau vlogul, câți abonați are și cât e de șmecher, cât e de cunoscut. I-am dat eu strike și lui Coțofan pentru că a vorbit ceva care nu trebuia la adresa mea și am zis, frate, decât să-l dau în judecată, să iau niște cocari și să-l fac de cacao, mai bine hai să fac așa, pentru că a vorbit ceva foarte urât despre mine, adică foarte urât. Gen le spunea celor care se uită la el să nu se aboneze la mine. Și culmea că el avea 100 ceva de mii de abonați, iar eu aveam vreo 60.000. Dar e absolut maxim pentru că l-am luat și l-am lăsat în urmă. Deci am aproape 500.000 de abonați, aproape. Mai am până la 500.000 și el a rămas în urmă. Deci să-i fie rușine. Dar i-am dat strike pentru că nu îmi place ca cineva să vorbească urât despre mine. Pur și simplu am lucrat la imaginea mea și nu am chef cineva să mi-o facă mie de rușine, gen. Și oricum chiar dacă nu ar conta, îmi face reclamă. Dar nu vreau, pur și simplu, vreau să am un canal curat. Ok, ce avem aici? Eu sunt de acord să las acest videoclip pentru că e prietenul meu și nu mă interesează. Deci eu am drepturi de autor pe melodia pe care i-am făcut-o și videoclipul. Și avem aici 3 acțiuni. Mută în arhivă, solicită eliminarea videoclipului. Asta dă strike în câteva minute. Și aici contactează creatorul canalului. Ok, dacă dau click aici, pur și simplu va apărea fereastra aceasta către adresa lui de e-mail, dacă are sau dacă nu are. Și aici îmi spune notificare privind drepturile de autor cu privire la cutare, cutare, cutare. Mesajul va fi trimis în limba persoanei așa. Aici pun eu e-mailul meu și avem aici ceea ce trimite YouTube-ul către el. Creatorul cutare, cutare a observat propriul conținut într-un videoclip încărcat de tine, videoclipul tău, videoclipul lor, adică al meu, și canalul celui care. Dacă folosești conținutul fără permisiunea creatorului, aceasta poate solicita ca YouTube să-ți elimine videoclipul. Dacă el nu-mi trimite, asta e valabilă 7 zile, dacă el nu-mi trimite niciun răspuns, eu îi dau strike. Dar fiind prietenul meu și nu mă interesează chestia asta, o să dau mută în arhivă. Deoarece, priviți, următorul e cu 2800 de vizualizări, ca să vedeți că s-a ascuns, deci mutându-l în arhivă, pe mine pur și simplu nu mă mai interesează. Îl găsim aici în arhivă. Haideți că o să fac vlogul ăsta lung să înțelegeți, vedeți? Și pur și simplu aici nu mă interesează. Ia uitați. Mută înapoi împotrivit să pot să-i dau strike, solicită eliminarea videoclipului, contactează creatorul, examinează potrivirea. Pe mine nu mă interesează. Mai pe scurt, mutându-l în arhivă, sunt de acord să-i las drepturile de autor, el să facă și bani, o să vă arăt și treaba cu Content ID. Eu am Content ID activat pe canal. Deci cu această opțiune sunt maxim, o să vă arăt imediat. Deci pot bloca conținutul în orice țară, pot face foarte multe, dar în alt vlog, ca să vedeți cât de bine m-am pus pe canalul de YouTube. Următorul, avem aici comoara lui Harry Potter. Deci eu am în linkul de jos, o să vă arăt și o să-l scot acum, videoclipul meu, da? Îi dăm pauză și vedem aici, am 1.300.000 de vizualizări și este pe canalul meu. Deci, cum v-am spus, în linkul de jos o să vedeți vlogul vostru. Vă trimite direct la vlogul vostru. Și avem videoclipul original aici, da? Vlogul original. În partea de sus ne va trimite la cel care a copiat. În primul rând, nu mi-a copiat videoclipul, chiar dacă e la HD, observați aici 720, nu l-a copiat la 1080 cum am filmat eu, dar nu contează asta. Nu vreau ca acest video să apară pe alte conturi. Eu am specificat clar. Ia uitați, ia să vedem. Nu e ficțiune pentru a vedea așa, așa, așa canalul lui. Deci el nu a fost nesimțit și acum o să primesc și un rând de comentarii. Păi dacă el nu a fost nesimțit să te trimită pe canalul lui, de ce îi dai strike? Dar el de ce a copiat dacă eu am în descriere să nu copieze? Nu suport ca această serie să fie copiată de cineva. Foarte frumos din partea lui, mi-a pus linkul canalului, dar nu asta contează. Pe mine mă interesează de ce a făcut și el, da, se bucură că a făcut 2000 de vizualizări, pentru că se folosește pur și simplu de această opțiune
să facă și el vizualizări, deoarece ați văzut, am 1 milion și ceva de vizualizări, sau de ce nu ar face și el niște abonați pe tema asta? Dar nu înțeleg rostul, deoarece abonații nu se abonează la canalul lui, se abonează la canalul celui original. Dar mă rog, nu mă interesează. Cu alte cuvinte, eu nu sunt de acord ca acest canal pe care îl vedeți aici să îmi copieze conținutul. Merg aici iar pe vlogul meu original, stați un pic să-i dau dublu click să se facă mic. Și ce vedem noi aici? Oare ce vedem noi aici? În descriere, la toate vlogurile mai ales, dar la acesta. El să zicem că s-a uitat la acest vlog și a văzut aici: nu copiați vlogurile mele să le repostați, deoarece luați strike pe loc. Asta e principal, mama, am scris de două ori, luați. Da, cred că am copiat și am copiat greșit, nicio problemă, o să modific. Dar ca chestie, toate materialele de pe acest canal, vedeți ce scrie aici, da? Deci nu repostați conținutul meu. Nu repostați conținutul meu. Se pare că unii nu înțeleg. Ok, ca acțiuni, ce pot face eu când YouTube-ul mi-a găsit sau pot căuta și eu singur, scriu comoara lui Harry Potter și toate potrivirile și toate videoclipurile găsite cu conținutul meu le pot da strike separat. O să vă arăt imediat și cum fac chestia asta. Mută în arhivă, nu, deoarece nu vreau să îl las să îmi reposteze conținutul. Solicită eliminarea videoclipului, asta îi voi da, sau contactează creatorul. Dacă contactezi creatorul, nu se va rezolva nimic, deoarece e posibil ca 90% să nu-mi răspundă la mail și încă 10% să-l șteargă. Deci nu o să vrea să-l șteargă. Atunci eu fac așa: solicită eliminarea videoclipului și aici îmi zice: ai selectat o potrivire, anulează sau solicită eliminarea videoclipului. Exact asta mă duce la combinația cu strike. Ce avem aici? Dând click ne va duce exact aici, unde solicităm eliminarea videoclipului. Introduc datele solicitării de eliminare în cauză. Ok, vedeți și voi ce scrie aici. Acum, ce putem să facem? Nu putem să trimitem, deoarece ceea ce vedeți voi aici trebuie completat. Partea afectată. Deci, această pagină e pagina în care eu cer și mi se va rezolva imediat dacă într-adevăr se descoperă că mi s-a încălcat drepturile de autor, se va elimina conținutul pe loc. Partea afectată, eu, da? Exact așa trebuie completat. Relația privind conținutul protejat prin drepturi de autor. Ce relație am eu, da? Gen, eu aici întotdeauna scriu proprietar canal de YouTube. Proprietar canal de YouTube, pentru că eu sunt proprietarul canalului de YouTube. Exact așa scriu aici. Mai departe, numele proprietarului drepturilor de autor. Canalul meu. Puteți pune orice nume aici, dar eu pun numele ca să știe cine a dat strike-ul, din ce țară, numărul de telefon al meu trebuie completat aici sau al vostru, cei care trimiteți solicitarea, mailul vostru, o adresă principală de mail, adresa care va fi vizibilă pentru cel care va fi taxat, orașul, aici nu trebuie să completați decât dacă aveți altă adresă de e-mail, județul, codul poștal. Mai departe, dați în jos, așa, dacă dați mai jos, până la maxim, aici. Mai mult nu merge. Deci, vedem videoclipurile pentru care ați solicitat eliminare. Acesta este videoclipul lui. Elimină videoclipul din solicitare. Bine că nu puteți să-i dați click aici, n-are nicio chestie. Dar potrivirea se face între minutul 1 și 4, adică cel puțin în tot videoclipul, să înțeleg. Dar vă spune potrivirea care a găsit-o el 100%, adică YouTube-ul. Opțiuni de eliminare și acorduri. Foarte ok. Aveți aici programat 7 zile, dacă îi dau așa. În 7 zile YouTube validează solicitarea. Persoana care a încărcat videoclipul are 7 zile la dispoziție pentru a-l elimina și pentru a evita un avertisment privind drepturile de autor, pentru că el primește strike în momentul ăsta și dacă îi dau eu. În caz contrar, după 7 zile, videoclipul va fi eliminat. Deci eu nu vreau să aștept 7 zile. Pe mine mă întreabă, aștept 7 zile? Nu, nu vreau 7 zile pentru că din moment ce am scris foarte clar să nu copieze nimeni, nimeni nu respectă. Ok, nu mă întreabă nimeni pe Instagram, pe Messenger, frate. Dar și dacă mi-ar spune nu vreau pentru că nu accept să fie, pur și simplu, ce stau să dau atâtea explicații. Dacă cineva ar face, cum fac ăștia mai mari, o reacție corespunzătoare, da, atunci îl las și nu pățește nimeni nimic. Pentru că mai am câteva videoclipuri care au luat câte o reacție și așa, dar am verificat-o și am lăsat-o pentru că nu mă deranjează, nu? Astea trei trebuie neapărat bifate, ele și citiți, iar aici la semnătură băgați numele vostru. În cazul meu, Roman Paul Gabriel. E numele meu din buletin. Vedeți ce scrie aici? E ok. După care îi dăm trimite și observăm că ne
știu ce tot aici, a dispărut, vedeți? Și aici scrie că la solicitări de eliminare, ia să vedem ce solicitări de eliminare avem. Ia uitați, videoclipul a fost eliminat deja, asta să dăm un refresh, întotdeauna imediat după ce îl băgați la eliminare, trebuie să-i dați un refresh ca să vă arate în timp real. Și avem aici în curs de examinare. Ce se întâmplă? Uitați aici câte strike-uri am dat. Prima pagină, a doua pagină, vedeți? Ăsta nu mai e activ deoarece nu are niciun abonat, deci i s-a închis canalul. A primit strike definitiv și i s-a închis canalul. Eu am dat probabil mai multe strike-uri pentru că au pus mai multe vloguri cu mine. Simplu. Eliminat, eliminat. Ce înseamnă eliminat? Intrați pe de fapt intru eu acum și voi când o să intrați pe primul video pe care l-a copiat de la mine și o să găsiți așa. Pam pam. Videoclipul nu este disponibil. Acest videoclip nu mai este disponibil din cauza unei reclamații privind drepturile de autor emisă de Shari Vlogger. Deci a primit strike. Toți care scrie soluționat. Și sunt, ia uitați, zeci, chiar sute, am dat strike peste strike, adică mi-am făcut curat pe canal, nu repostați, de ce trebuie să comentăm și să spunem de milioane de ori aceeași vorbă și aceleași rugăminți. Mai avem aici, după cum se vede, pe data de 16 iunie 2018 și nu l-aveam săptămâna trecută, dar YouTube a devenit din ce în ce mai sofisticat și mai șmecher, drepturile de autor au devenit mai șmechere și au în căutare ceva mai rapid. Și ce avem aici? Uitați, din 2018-2017, deci le găsește pe toate, toți cei care ați copiat vloguri de la mine veți primi strike, absolut toți, dacă nu aveți acordul meu sau m-ați întrebat. Ia uitați, 2017-2018 și acum dăm încă o pagină să vedem câți, deci nu mi-a venit să cred mai devreme când am dat, câți mi-au copiat conținutul. Ia uitați, aici avem numărul de vizualizări al celor care au copiat, ia priviți, și data. Deci avem din 2017, nu mi-au făcut o grămadă de vizualizări la astea cu mine. Și vedeți aici, live urgență, un joc nou. Ce scrie aici e ceea ce au făcut ei. Și vedeți, are 57 de abonați. Aici sunt abonații și numele canalelor. Degeaba le arăt că nu le fac eu promovare, s-ar putea unii să ia strike definitiv. De exemplu aici, live stream cu Clash Royale, da? Avem 10% din videoclipul lor. Ia să dăm un click pe videoclipul lui să vedem ce se întâmplă. Vedem aici un live stream, dar s-a folosit nu în denumire și vedeți că nu a pomenit numele vlogului meu sau orice altceva. YouTube nu l-a găsit după chestia asta, l-a găsit pur și simplu, ia să vedem pe unde. Uitați, și-a pus mai multe de astea, cum să spune, hai să opresc muzica să nu cumva să, vedeți aici. Îmi arată distracție cu tare. Da, se pare că s-a uitat pe la unii, pe la alții. Și, vedeți? Deci a ascultat și inclusiv melodia mea. Cred că, sau piesa. Ia să vedem unde e acel distract pe care l-am făcut eu. Și mai departe, și nici nu e live stream cu Clash Royale, dacă vă uitați, e doar o vrăjeală. Vedeți? Deci nici nu îmi spune, cel puțin, frate, ia uitați, ia să vedem. Are, ca să nu ia demonetizare sau strike gen de la toți, melodii. Nu înțeleg de ce, că nu faci o grămadă de vizualizări, nu devii viral și foarte mare. Și atunci va primi de la mine strike. Avem aici exact așa. Îmi arată videoclipul lui care a fost luat de la mine. Vedeți? Și aici scrie vechiul intro al lui Shari. Adică mă interesa pe mine să-mi reposteze el intro-ul meu. Nicio problemă. Strike. Toate astea completate, numele meu și avem aici eliminarea perfectă. Îi dăm trimitere. A fost solicitată, ați văzut ce scrie jos, da? Și s-a dus. Exact așa se va întâmpla cu toți aceștia. Toți. Ia uitați, din 2017. Ce mai avem aici? Acum le voi da strike, dar nu o să fac acest vlog foarte lung. V-am arătat cum dau eu strike. Ia uitați, 4 octombrie 2017. Profesor Espert Exanen. Ia să vedem. Și avem aici Exanen. Da, nici nu mi l-a scris corect. Are 2 abonați, ce părere aveți despre el? Vedeți?
și nu știe, pur și simplu a încărcat de pe telefon și indiferent cum îi dăm la calitate, ia uitați, 1.44, deci nici calitate video, deci de asta nu-mi place mie să-l las. Voi acum ați putea spune, de ce nu las și pe el să reposteze? Pentru că îmi strică imaginea, voi nu vedeți că e calitatea de 144 copiat cu cine știe ce program. Aici avem, ia să vedem, 9 abonați, canale, 13, deci numai cu abonați puțini, indiferent că e și ea poate să aibă 30.000 de abonați, 3 milioane de abonați, dacă mi-a copiat asta și l-a găsit YouTube sau l-am găsit eu, voi îmi spuneți mie, băi, vezi că ți-a copiat ăla How, a primit strike de la mine pe loc, dacă cumva, eu zic, bă, nu vreau să-ți dau strike ca să-ți pun canalul în așa, șterge-l tu. Au fost mai mulți care m-au rugat, le-am dat strike și după aia mi-am luat strike înapoi doar așa de băiat, dar i-a spus, păi tu nu știai că n-ai voie. Vorbea despre mine că nu știu ce. Cine încearcă să-mi dea hate și a pus o poză cu mine, o secundă, un vlog de la mine, să fie clar că ia strike. De asta am făcut acest video. Nu are niciun rost. Ia uitați aici, 30% din videoclipul lor. Nu o să dau click pentru că văd că mai e și de la Alvarez, mai e de la altcineva niște așa și nu vreau să apară vreo secundă din vlogul altora la mine, gen. Bineînțeles că nu o să-mi dea nimeni strike. Sau și dacă au găsit și au posibilitatea, poate să-mi dea, dar nici eu nu dau strike celor mai mari. Îi întreb și le dau mesaj, dar ce ar fi să le dau mesaj tuturor acestor copii, bănuiesc, și să le spun vreau să ștergi video cu mine și o să zică nu, să văd ce faci. Deci, vă dați seama. Avem aici ultimul, ia uitați, vedeți? A copiat și el și nici nu a pus, deci eu am povestea babei urlătoare, episodul 2 original și dacă dăm click la el aici, o să observați că pur și simplu... el se uită, deci nu comentează și a copiat de la mine. Cu ce? Cu Du Recorder, o panoramă de plină de virus, de recorder. Ia uitați, 480. Păi de ce să accept eu ca cineva să... Și nici nu e tot vlogul și ce reclamă face acest abonat, să zic așa, sau abonată mie, pur și simplu. Ce reclamă? Că nu înțeleg, reclamă n-are cum. Doar să îmi strice imaginea, pentru că, vedeți, nu are cum. Și nicio denumire aici... 19 ianuarie, deci haide să fim serioși despre ce vorbim noi aici, dacă ar fi să o luăm așa. Dar acesta, și este ultimul strike pe care îl dau acum, după ce o să închid această filmare, dau strike tuturor, adică le șterg potrivirile. Solicită eliminarea videoclipului. Avem videoclipul pentru care ați solicitat. Acesta este videoclipul în cauză. Denumirea lui, și avem denumirea lui aici, vedeți? Deci nu facem eu reclamă sau să mă promoveze. Mi-a copiat. Aici, țac, 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 numele meu aici și în acest moment trimitem și ia să vedeți ce scrie aici jos. Verifică căsuța de e-mail pentru noutăți. Ce avem aici? Solicitări de eliminare. Examinare am vrut să zic. Eliminare. Și vedem aici dacă a apărut. Încă nu. Ia priviți aici. Deci avem cele trei canale cu cele trei vloguri ale mele care vor primi strike în curs de examinare. De ce scrie în curs de examinare și nu scrie videoclipul a fost eliminat? Pentru că YouTube verifică dacă într-adevăr este sau nu adevărată solicitarea. Poate eu am solicitat altui videoclip care are 100, 200, 300 de milioane de vizualizări și eu vreau să-l șterg, dar dacă se potrivește, iar dacă se dovedește că am trimis solicitarea fake și am încercat să păcălesc sistemul, mi se va scoate aceste drepturi de autor. Deci am Belitomafia. Așa că nu aveți altceva de făcut decât să vă uitați, cum mă uit și eu foarte bine, la vloguri, la melodii, la filme, la ce vreți voi de pe YouTube, dar nu le copiați, deoarece primiți strike. Nu așa faceți abonați. Câștigați-vă abonații altfel, prin vloguri proprii, cum vreți voi, nu știu, fiecare cum îl duce mintea, cum crede și cum consideră, dar nu așa, pentru că primiți strike pe loc. Ok, eu o să merg aici la potriviri, deoarece acum după ce o să opresc filmarea și pun videoclipul să se randeze, o să elimin toate aceste potriviri, deci toate aceste repostări, indiferent că sunt 100% originale din videoclipul meu, indiferent că sunt 50%, vedeți, indiferent că sunt 90%, unul a fost 5% și cel mai șmecher a fost 1% s-a potrivit din
conținutul meu în conținutul lor și l-am închis. Indiferent, observați, ăsta are 500, ăsta are 600, ăsta are 800, ăsta are 1400. Păi nu mă interesează că ai 1400 dacă tu mi-ai copiat mie conținutul. Ok, cu voi a fost Shari, aveți aici Instagramul meu, haideți să facem comunitatea mai mare. Îmi pare rău pentru cei care vor primi strike, dar îmi pare bine, pe de altă parte, că mulți vor învăța din acest vlog. Dați și voi mai departe un share acestui vlog, deoarece cred că sunt singurul care a vorbit despre așa ceva și de ce dau strike. Pentru că mi se copiază conținutul, e ca și cum mi se fură telefonul în continuu, zi de zi, și mă duc la poliție de fiecare dată ca să-l recuperez, gen. Eu am toate vlogurile monetizate, de ce să pierd vizualizări și bani când pot să câștig? Deci vă dați seama, teoretic ca teoretic, dar practic eu pierd vizualizări. Ia uitați aici, vedeți, toate aceste vizualizări trebuiau să fie pe canalul meu, gen, vedeți? La videoclipul acesta am pierdut 1400, la ăsta 800, la ăsta 600. Bine, nu pun mare preț pe vizualizările astea, vă dați seama că e 1% să zic așa, dar nu accept repostarea lor. Așa că îmi pare rău celor care au primit strike, dar pe viitor deschideți geana bine și puneți curul la bătaie și filmați vlogurile pe care le vreți voi. Munciți, frații mei, dacă vreți să faceți abonați și să fiți cineva. Nu stați cu mâna întinsă la cerșeală și copiați de la fiecare vloguri să vă ridicați. În felul acesta nu o să vă ridicați, ci o să vă duceți mai jos. Noi ne revedem într-un vlog frumos mâine și într-un live aproape zilnic. Vă pup!